Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte, prieten, bizareria aia cu debaraua de închiriat în Cluj-Napoca sau de vânzare, ce era? Da, era scump. Era de închiriat. Da. De închiriat. Bucătăria e în baie și WC-ul e sufragerie, cam așa era totul, da. Nu? Da. Ceva e contagios. În București a apărut o garsonieră de vânzare, dar care e taxă de vizionare. Deci taxă de vizionare, dacă vrei să o vizionezi, 10 lei. Ia ce mi se... 10 lei. Un business bun. Da. Potrivit ziarului Anunțul, proprietara ar fi fost exasperată de telefoanele celor care erau interesați, dar care nu... Adică, practic, vedeau și plecau, da. Sau nu veneau deloc. Zice, am avut 70 de telefoane și vizionare aiurea în ultima lună, așa că am pus preț de vizionare, că și pe mine mă costă tramvaiul dus întors până acolo. Și mai spune doamna, i-am exclus pe aia cu băncile, că nu dau credite pentru 21 de metri pătrați cât are garsoniera. Așa că de când am scris toate astea în anunț, s-au mai potolit. Acum... Eu zice, știi cum zice italianul, sinone vero e ben trovato, adică... Corect. Da. Nu știu dacă este adevărat, dar mi se pare o idee bună. Adică, bă, dacă tot nu reușiți să vindeți, puneți măcar o taxă de vizionare, mai scoateți un ban, mai scoateți banul de întreținere de lift. Altfel, anunțurile zic că încep să-și revină chirile și cresc și prețurile la proprietăți. Cele mai vizualizate anunțuri de închiriere. Fiți atenți aici, că avem o listă. Garsonieră Drumul Taberei, 280 de euro. Cât? 280 de euro. Dar poate e pe an. Mă gândesc. În 280 Taberei. De euro chiria la o garsonieră în Drumul Taberei? Dar tu ce credeai? Mi se pare foarte mult. E enorm, da. E foarte mult. Da. Depinde de garsonieră, de... Da, poate are scară interioară. Drumul Taberei, garsonieră. Crezi că e... Ce crezi? S-au făcut foarte multe blocuri noi în Drumul Taberei. Sunt garsoniere mai mari, garsoniere mai mici, garsoniere utilate, garsoniere neutilate. Cel mai mic preț, din câte știu eu, al unei garsoniere neutilate în București, e de 200 de euro. Deci, sub 200 de euro, nu găsești o garsonieră în București. Și atunci, dacă are aer condiționat, LCD... Scara interioară, ți-am zis. Mobilă ce nouă mai și așa mai departe, mașină de spălat vase, poate ajunge și la 3-4. Deci, mai bine îți cumperi cea mai ieftină proprietate garsonieră, pieptănari, 9.000 de euro. Poftim. Asta de vânzare. Da. Sau două camere la Jilava, 20.000 de euro. La Jilava... Dacă la Jilava e 20.000 de euro, la Rahova cât o fi garsoniera? Am auzit că s-a dat și până la 60 de milioane de euro o garsonieră acolo. Da, asta în București. 3 camere Mărgeanului, 28.500, 4 camere Ferentari, 33.500. Nu știu ce să acolo zic. Acolo ai și acțiune. Păi, da. Acolo e acțiune. Cea mai scumpă proprietate. Garsonieră Piața Victoriei, 119.000 de euro. Mamă. Două camere Piața Unirii, 283.000. 3 camere Floreasca, 419.000. 4 camere Penthouse Kiselev, 1,3 milioane de euro. Asta e și vedere la ambasada Rusiei. Asta zic, ai spectacol dimineața. Da. Și mierlă. Vilă Dorobanți, 1,9 milioane de euro. Bine, să stea acolo. Băi, aici dacă și prețurile cresc. Dacă îți faci o reducere de 10% la Vila Dorobanți... Da, eu aș mai ține-o până trecerea mai, 2 milioane. Da, îți mai e un Bentley. Îți o scară de bloc în pieptănare. Exact. Cea mai scumpă chirie. Garsonieră Traian, 500 de euro. Chirie. Băi, ești nebun? Două camere Primăveri, 1200 de euro. Trei camere Aviatorilor, 2100 de euro. Patru camere Magheru, 2500 de euro. Nu m-aș muta pe Magheru niciodată în București, pe bune. Adevărul că patru camere Magheru. Este gălăgie, nu știu ce. Da, deci piața imobiliară din România este dusă cu cap. Asta e clar. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.